Se cere un get ready with me vorbit. Hai să-l facem și un pic mai coborât, că prea m-am cocoțat. Așa, ia să vedem. Bun! Estamos preparados por esta... Nu știu ce va fi. În fine. Este chiar mirator să facem un get ready with me de asta. Așa un pic că totuși mi-am prins eu părul gen ca să mă machiez, dar să nu fiu nici chiar așa o... Da. M-am spălat ieri și l-am lăsat pur și simplu să se usuce natural, natural, adică nu i-am făcut absolut nimic, doar l-am trecut, am trecut așa cu degetele prin el cu o cremă de coafar. Îmi place foarte mult cum s-a menținut culoarea și cum își face de la zi la zi. Ia să vedem, că totuși ceva nu e în regulă aici. Ia stai, nu stă bine înclinată asta. Ia stai, ia să vedem acum. Yes, estamos bien! Da, nu știu, m-a luat cu spaniola, chiar nu m-am uitat la început telenovelă, nimic. Bun, ideea este că oricum vreau să pregătesc să filmez un clip și pentru clipul respectiv vreau și eu să-mi fac o fățucă mai aranjată. Așa am zis, hai cât filmez ăsta să fac și un get ready with me very chatty, adică foarte vorbit așa, pentru că n-am mai vorbit cu voi de atâta vreme chestii de astea și versus scate. Așa, și mi-am luat și tricoul ăsta pe care dacă ies în cadă farduri și așa, n-am nicio problemă. Am șervețel umed aici, am șervețele uscate aici, pensulele sunt aici. Tenul a fost înainte aranjat, hidratatos. Așa, vreau prima dată să încerc minunea asta de la Bioderma Photoderm 50. L-am desfăcut aseară și mi s-a părut parcă o idee că am închis față de cum era ăla de-l știam eu, nuanța cea mai deschisă. Încercăm acum. Și vedem ce se întâmplă. Dacă e prea închis, mixăm cu altceva. Nu e problemă. Ideea este că îmi place de el care are SPF-ul acela 50. O, da, da. O, da. E prea închis. E prea închis. Asta va fi depurtat când o să mă duc în vacanță. Îl șterg acum așa cam ce pot. Deci am putut lua acum, da, e mult prea închis pentru acum, însă se poate mixa, gen cu un alt fond, cu un alt fond de ten. Uite, am să amestec un pic dintre ăsta, dar ăsta o să fie mai mult și o să vedem dacă e, îl pun așa, fac un fel de contouring umed. Ha, mamă, ce mi-a ieșit. Așa, bun, mai să continuăm cu ăsta de la Armani. Bun, hai să vă zic, ce-am mai văzut, ce-am mai... Da! În afară de muncă, muncă, iar muncă, ceea ce vă doresc și vouă, pentru că toată lumea acum se plânge că nu e suficientă muncă, pentru că lockdown, pentru că COVID, pentru că... Nimic de zis, sunt o grămadă de sectoare care au fost puternic lovite, în special segmentul de Horeca, tot ce înseamnă hotel, restaurant, catering. Dar, ca să fiu un pic, uitam așa pe geam, vreau să văd, mai sunt mașini prin parcare pe aici. Eu sunt ca, știți, ce stă toată ziua la geam, nu știu ce, și ca un webcam, babele alea, știi, care, na, cred că toți aveți în cartier o babă care, bătrână, săraca, care ia stă mereu pe geam, că n-are ce să facă. E singură, eu mai fi și urât în casă și stă și ea să uite. E adevărat că mai sunt și unele cărora le place să stea pe geam ca să facă puțin bârfițuca, așa, știi? Ia uite, păcătărica, ia uite, iar a fost la Lidl. Da, cu cât ai luat hârtia igienică? Vai, cu atât, mă! Eu am fost ieri și am luat-o la jumătate de preț. Deci, habar n-aveți. Bun. Hai să încercăm chestia aia cu un pic de contouring. Am să-l fac direct cu degețelul. Nu știu dacă o să-mi iasă. Ba, nu, am să încerc cu aceeași pensulă. Da, și... despre horeciști vorbeam. Sunt și oameni foarte ok de care îmi pare rău că au fost afectați și nu mai au succesul pe care aveau și vânzări și așa mai departe. Dar sunt și o grămadă de companii care chiar meritau un pic puse cu botul pe labe și o să spun imediat de ce. Pentru că în vremea când puteai să faci investiții, să te ocupi
de creșterea calității nu prea ai făcut. Zic așa, vorbesc în general. Adică sunt restaurante care au rămas cu aceleași echipamente de 100 de ani și așa mai departe. În schimb, ne plângem că aia nu sunt care nu-și măresc salariile angajaților și îi fac să fie dependenți în prea mare parte de bacșișuri. Eu nu știu ce fac pe aici, dar în fine, nu băgați prea mult în seamă. Așa, dar așteptăm rezultate, știi? Adică, dacă se poate, să se întâmple numai lucruri bune. Dar mi se pare că aici, într-o parte, sunt prea închisă și într-o parte, sunt prea... În schimb, nici nu mai dau seama. Îmi dau așa un pic fondul de timp pierdut, dar... E ceva care, nu știu, nu... Nu știu ce. Ori din cauza că îmi bate lumina foarte așa și... Mai e și chestia asta câteodată. Că te dă peste cap lumina. Așa, dar eu cred că na, dacă mi-ați urmărit clipurile, dacă nu vă spun acum, am avut foarte mult așa surprize neplăcute cu restaurante la care nu mă așteptam și vreau să zic că inclusiv acum în perioada izolării, anul trecut, am mai fost așa în locuri de astea gen cum se cheamă, cu servirea la terasă și nu peste toate este grija și preocuparea de a oferi clientului tot ce ai mai bun. Și atunci, normal că nu cred în acele lacrimi de crocodil, vai, nu avem, ce se întâmplă, ce nu știu ce, pentru că dacă nu te-ai preocupat, asta ai primit, știi? Adică, ce așteptai? Na. Mi-am cam că inclusiv la Marriott anul trecut când am fost la terasă, am fost, adică niște cartofi prăjiți de a, gen la un, cerusem un hamburger vegetarian, în primul rând că acel hamburger vegetarian, uite ce frumoasă e, teracota asta, nu s-a putut mânca, adică, nu, ăla carnivor a fost așa, că am fost atunci cu un prieten și el mi-a zis, da, e ok, dar nu pot să spun, mamă, adică pentru costa aproape 100 de lei, sau dacă nu mă înșel, chiar era peste 100 de lei acel burger. Bine, hai că eram la Marriott, plăteam locul, dar asta mi-a zis și el că e slab, adică se aștepta, nu știu, la ceva, cât de cât, unde se vadă tușa, ziceți, a bucătarului, dar nu, nici gând, adică a fost genă... Nu ne-a impresionat cu absolut nimic. Totul a fost așa... El a mai cerut și un somon la grătar și... Nu vă mai spun că și eu am avut niște surprize neplăcute în ultima perioadă. Și cu Burger Show și cu Avocado, locurile în care comandam eu așa în mod normal. Și am avut surprize foarte neplăcute. Și atunci eu nu prea mi-a mai venit așa să plâng după ei. Vai, bieții... Că am avut așa imboldul ăsta la început, vai, hai să-mi fac așa, să văd ce restaurante îmi plac, să încerc să le susțin, dar nu, că dacă nu există interes, nu există careva să zică, știi? Adică de ce să fac eu ceea ce nu faci tu, știi? Într-adevăr, sunt câteva locuri foarte frumoase care merită în continuare susținute de clienți și unde voi rămâne clientă, gen... Camera din față, Infinity, de unde ați văzut că am mai pus poze și așa. Dar în rest, nu știu. Pamplezir. Deși și de Pamplezir un pic m-a supărat că au ieșit brusc de pe Glovo și fac livrările, gen faci comandat și vine mâine. Păi eu vreau croissantul de azi să-l mănânc. Nu de mâine, știi? Încă sunt așa niște chestii. Bine, oamenii au explicat că taxele de la Glovo sunt foarte mari și nu le pot susține, ceea ce înțeleg și aici. Dar pe de altă parte, uite, vezi că tu de tine, tu singurel nu poți să faci față să... Mamă, dau cu verde sau cu albastru? Ia uite ce paletă mi-a luat de la Chanelus. Da. E, în fine, hai că de pe horeciști, hai punem albastru. Pe horeciști am... cântat suficient, hai să vorbim despre peisajul de social media. Ok.
Vedem ce se mai întâmplă, adică ce se mai întâmplă, că voi cred că știți mult mai bine decât mine, că urmăriți mai bine. Eu urmăresc și din prisma faptului că având, oferind servicii de social media, de PR în zona de social media, trebuie să fiu la curent cu ce se întâmplă în zona asta, să văd ce se postează, ce mai e la modă, ce vedete mai apar, ce nu știu ce. Tot ce pot să spun este că mi se pare că scade foarte mult valoarea, nu în bani, că bani cred că cer în continuare la fel de mult, scade foarte mult valoarea celor care, și nu știu, partea asta de conținut efectiv. Dacă da, la capitolul ziceți, asta cum se cheamă, fotografii, materiale, video din ce în ce mai calitative, mai creative, efectiv la partea aceea de unde vrei să vezi puțină maturitate la unii blogger sau influencer la care te aștepți pe tema asta, nu vezi, adică toată lumea se duce așa într-o prosteală. Prosteala, înțeles, e simpatică și ea, un pic de umor, un pic de așa, nu strică, e chiar binevenit, adică îți face plăcere. Dar când ne ducem așa într-o... ne batem joc de tot și de toate, nu știu, mie mi se pare un pic cam exagerat. Mamă, am făcut așa, cred că nu am făcut stilul ăsta de make-up niciodată, îmi trebuie un fard un pic mai deschis. Să vezi așa seriozitate prin, hai să zic, prin anumite podcast-uri unde oamenii se chinuie să fac informații așa. Ideea este că informație mai, nu neapărat calitativă, că mai nu trebuie să, băi, nu intru pe YouTube să văd numai... chestii super deștepte și vai de mine, lucruri de noi ca și Cioran și Mircea Eliade și așa mai departe. Hai să fim serioși, că nu vrem așa ceva neapărat și nu tot timpul. Adică mai vrem și lucruri dintre astea comice sau așa, dar nu știu. Pe mine încep să mă... mie mi se pare că deja sunt prea multe holuri de lucruri inutile. Prea mult superficialitate pe partea asta de food, adică eu observ că acum dacă ai făcut două pancake-uri și ai amestecat niște maioneză cu ton, gata, ai intrat pe food, adică ești food blogger, nu mai contează, adică gata, te ia și Lidl la colaborare și Kaufland și nu contează. Așa, la fel... că se confundă lucrurile, noi am mâncat sănătos cu a combina tot felul de paste și de bălării pe care le găsim în magazine și gata, așa ușor putem deveni vegan și vegetarieni și să mâncăm sănătos, combinând tot felul de porcării și borcanele și așa. Nu, ăla nu este mâncat sănătos când combin borcane și... paste și, mă refer, paste, pateuri de astea și, nu, aia nu este mâncat sănătos, ăla este un mâncat, un fel de gen, hai să mai mănânc ceva, nu e de condamnat, că asta nu înțelege nimeni. Deci când atunci am zis cu moda, băi, exact cum, nu poți să dai tu sfaturi de nutriție și să te erijezi în o persoană cunoscătoare pe nutriție când tu doar ești o tanti care cumperi niște lapte cu soia și plin de zahăr din zi, din Kaufland și l-amesteci cu niște musli iar și ăla plin de zahăr și tu zici, vai, uite că de acum eu mănânc mai sănătos. Unde mănânci mai sănătos? Nu mănânci mai sănătos. Așa, exact ca și în chestia, eu mi-am cumpărat 3 hăinuțe de la H&M, mai am și de la Mango, mai am și de la Zara, mai nu știu ce mai îmi ia, le combin acolo, și mă simt fashionistă și, pot să vă dau idei și nu pot să-mi dai idei, doar ok, mi-arăți ce ești tu. Nu înseamnă că dacă eu acum pictez, devin pictor, da? Nu înseamnă că dacă eu acum am făcut un curs de make-up, de mâine sunt make-up artist. Fetele care sunt make-up artist știu ce spun. Da, adică îți trebuie niște ani de experiență și niște expertiză și niște școală, că acum
toate meseriile astea care includ ceva vocație și artă, oamenii au senzația că le facem așa, pe bandă. Că nu contează că nu știm să pronunțăm corect nume de branduri, să așa, povestim despre ele și suntem specialiști. Și se cultivă așa un spirit ăsta al semidoctului. Semidoctul, ce este semidoctul? Semidoctul este un nene sau o tanti care știe ceva, dar nu știe chiar tot. Nu prea are studii, nu prea are competență serioasă în chestia aia, dar a învățat niște fraze care dau bine și le tot folosește în speranța că o să impresioneze publicul din zonă. Și pe, scuzați-mă, dar pe proști, pe neștiutori, reușește pe călești sau pe copilași ăștia de 14-15 ani, care, pe care oricum îi mănâncă televizorul și Dorian Popa și Shelly și mai știu cine mai... A, și manele. Că apropo și de asta cu manele. Că vai, că manele fac parte din cultură. Da, manele fac parte din cultură, pentru că cultura are și mai multe straturi. Este cultura de jos, cultura populară, cultura diverselor straturi ale societății care nu au acces la alfabetizare, care nu au acces la educație și mai departe, și care își dezvoltă o cultură a lor, un fel de subcultură, care există practic în toate societățile și care are și ea influențe asupra artei, da? Tot din subcultură vine și partea asta de kitsch. Și apoi începe să fie cultura aia, cultura întâi materială a unui popor și apoi cultura aceea elevată, da? Bun. Dar tu nu poți să spui că, nu știu, toți cântăreții ăștia de manele, ne repet, n-am nimic cu ei, este exact ca și în cazul modei. Nu înseamnă că dacă pui trei crâpe pe tine ești stilist, așa cum nici dacă ai o voce foarte bună și poți să cânti vorba bunicilor mei care vorbeau de țiganii de la ei de pe stradă, că sunt unii care pot cânta la vioară și în cap. Și ca atare și făceau chestiile astea la nunțile de țigani, erau un nene care efectiv îl puneau ceilalți în cap și el încă cânta la vioară, dar avea o chestie nativă, adică da. Ăla este într-adevăr un specimen, un fenomen al naturii, dar nu este un... că tu nu poți să-i spui ăla că va, e genul artist, că nu poți să compari cu un om care studiază, care știe toate alea, care a muncit, care a tras, care a cântat toate partiturile, care a trecut prin istoria muzicii, care s-a dus pe scenă, care a repetat și așa, să-l compari cu ăla. Nu e același lucru. Bineînțeles că societatea are nevoie de toate aceste lucruri, da? Dar hai să nu le amestecăm, pentru că asta este chestia. Noi spunem, vai, suntem adepții diversității, dar toți vrem să fim în elită, nu? Elita este acolo, undeva, care... Aia este ea. Așa e lumea asta, e ca și cum nu putem fi toți frumoși, deștepți și bogați. Așa s-a făcut, așa e natura asta, nu e vina nimănui, nu e nimeni mai prost, fiecare își are lucrul lui și cred că asta ar trebui să înțelegem odată. Exact cum am scris articolul acela pe blog, am zis, doamne, nu toate suntem frumoase. Serios, deci nu toate suntem frumoase. Unele femei sunt frumoase de pică, unele sunt mai puțin frumoase, unele sunt frumușele și apoi intră categoria celor mai puțin dăruite de soartă, dar care, bineînțeles, au și ele locul lor și au și ele însemnătatea lor în societate, pentru că altfel n-ar putea să zicem de alea din sus că sunt super frumoase dacă n-ar fi și astea urâtele. Și au și urâtele rolul lor. Că, uite, apropo, mi-aduc aminte de... vorbea Catherine Deneuve la un moment dat că ea era tot invitată să... mergea la tot felul de castinguri pentru filme americane și americanii se uneau, dom'le, căutăm oameni bătrâni, care să arate ca niște oameni bătrâni, pentru că în America toți ca actorii noștri s-au operat sau asta, nu, noi căutăm niște oameni bătrâni, așa, și am mai spus ea că am mai avut roluri așa episodice, pentru că efectiv se căuta un personaj bătrân și nu se găsea un personaj bătrân, așa, și asta, ca să poți să-l pui să joace, de exemplu, pe Vrăjitoarea Cearea, nu poți să o pui pe Monica Bellucci să fie Vrăjitoarea Cearea. Da, cum s-au chinuit să o facă Maleficent pe Angelina Jolie și au băgat, au făcut make-up din tăla cu chestii lipite și nu știu ce, da?
Adică nu, nu toți suntem, eu asta, asta este o chestie, că toți, vai, suntem pe vai, acceptarea diversității, nu știu ce, da, toți vrem să fim diversi, dar toți să fim, vrem să fim în partea mai bună, știi, nu fim în partea de aia mai jos. Bun, ce mai făceam la make-up, că am tot vorbit cu voi. Deci ați văzut, din asta am făcut așa, un fel de contouring pe umeri, nu știu cât a ieșit când a ieșit, asta a fost baza, domnul Armani. Pe ochi am lucrat cu... paleta aceasta de la Chanel, Les Quatre Ombres, Les Quatre Ombres, excusez-moi, Splendeur et Audace, se apelle, et, și asta așa, astea au fost culorile și am folosit albastru acesta și negrul acesta și a ieșit, ce se vede, da, am folosit tușul de ochi de la Guerlain, am folosit un pic de iluminator de la Dior, că de aia nu se vede de care parcă aș fi bec pentru că am mai frumos. Pudră compactă de la Armani, am mai completat un pic cu ceva de pe la Pixi. Frumoasa asta de la Terracotta Chic Tropic. Ia uite-o cât e de frumoasă. Da? Bun. Și ce frumos miroase. Da, deci asta. Asta este, din punctul meu, este cel mai frumos bronzer care poate exista. Și artistic, și frumos, și mirositor și tot ce vrei. Nu să fie toate bronzerele așa, adică dacă dai pe un bronzer de la Essence 10 lei, el e bun, dar n-are cum să fie așa. Deci noi asta trebuie să înțelegem, că mai auzit, mai că vreau să cumpăr ceva care să fie și calitativ și bun și, și nu știu ce, păi, dar nu poți să dai 12 lei și să aștepți să se comporte ca un, o chestie de 60 de euro. N-ai cum. Nu e posibil. Trebuie să mai dau cu ruși, cu rimel și termin. Foarte important în societatea, să zicem, post-COVID. Că măcar COVID-ul ăsta să ne învețe care e faza cu diversitatea, care e faza cu acceptarea faptului că ești undeva, că ești într-un anumit fel, că anumite păreri sunt ale tale și trebuie să ți le păstrezi. Că, apropo, să știți că mai multe lume între voi, ați văzut că și când am făcut sesiunile acelea cu întrebări, că ce părere am despre pandemie, despre COVID. Eu m-am abținut pentru că și mă abțin în continuare și o să spun în continuare de ce e bine să ne abținem. Pe aceste subiecte atât de grele, atât de complexe și atât de vii, pentru că noi trăim în acest moment cu acest virus și așa mai departe, nu sunt niște lucruri de povestit. Nu sunt niște lucruri de hai să facem conversație, hai, ție cum ți se pare COVID, da, nu porți mască, a, nici eu nu port mască, dar nu mai purta fată mască că ești proastă, că unele așa fac, că ies pe internet și se dau cu fundul de pământ că nu trebuie purtată mască, mie de aia mi se face un pic silă, adică nu, un pic mai mult silă și de madama Budeanca, imediat să facem o comparație între Budeanu și Zăvoranu, care la fel ea se dă cu fundul de pământ că nu există boala asta, că nu știu ce, că e inventată, că ea crede în chestia asta cu conspirație, nu știm ce se întâmplă și eu cred că societatea este mult prea avansată astăzi să aibă nevoie de teorii de astea stupiduțe, știi? Adică dacă voia să ne facă cineva rău, era atât de simplu. Nu era nevoie de atâta, de atâta show. Da? Și de-aia nu, eu consider că ăsta nu este un subiect de treaba noastră a influencerilor. Uite despre ce vorbim. Nu-i treaba noastră. Ceea ce, într-adevăr, noi ca influencer ar trebui să facem în perioada asta, să susținem partea de legislație și partea de disciplină, să susținem autoritățile și partea aceasta de disciplină, repet, disciplina întotdeauna a salvat umanității, întotdeauna disciplina a salvat mersul istoriei, da? Când oamenii s-au calmat, când lucrurile s-au așezat și oamenii au fost civilizați, aia a fost o salvare pentru pentru omenire. Când lumea s-a dat cu părul de pământ, a ieșit prostii. Și din punctul ăsta de vedere, așa, eu asta recomand. Asta, deci, sunt ceea ce predic. Adică, s-a zis să purtă mască? Purtă mască. Până la urmă nu vă spărați, dar... Citiți un pic că istoria cu gripa spaniolă, că gripa spaniolă, dacă
Dacă oamenii pe vremea aceea ar fi beneficiat de... Apropo, cu gripa spaniolă, au murit mai mulți oameni decât în al doilea război mondial. Dacă ei ar fi avut mijloacele de igienă, în primul rând, pentru că atunci nu se știa foarte bine nici de partea asta cu spălatul mâinilor și mai departe, și la fel, se purtau chestii de pânză pe față, dar nu erau suficiente măști. Când și-au dat ei seama că ar trebui purtate măști, nu erau, adică nu era din ce să le faci, nu exista material, efectiv, și personal care să le facă, da? Și atunci boala a devenit mai devastatoare decât putea să fie. În rest, nu mai mâncați rahat, că în toată istoria omenirii au fost o grămadă de pandemii, de epidemii, care în primul rând au suferit din cauza indisciplinei oamenilor. Și acum să comparăm puțin pe cele două coțofene, pe Zăvoranu și pe Puteanu, că am zis că o să mai vorbesc așa comparativ despre ele. În primul rând, amândouă sunt copii de bangat, da? Amândouă s-au născut cu teșcherea de bani de la mica și de la tăticu. S-au dat cu fundulețul de pământ un pic să facă studii, că ele, la bază, sunt fete deștepte, că au avut părinți deștepți, toate două. Dar au făcut studii, că na, așa trebuia să facă, pentru că așa dădea bine. În schimb, normal că au făcut școli plătite, că na, e mai ușor când mami și tati îți pun purcoiul de bani pe masă să faci orice fel de școală, mult mai ușor, credeți-mă. Și asta poate să-mi confirme oricine este student în acest moment, că este mult mai ușor să ai bani asigurați de chirie, de cămin, de cărți, de, uite, exemplu, de bani ca să-ți printezi, să-ți faci tot felul. Dar eu, de exemplu, să știți că uneori stăteam, ori îmi fac xeroxuri, ori mănânc. Și de multe ori tăiam din bani de mâncare ca să pot să fac xeroxuri la nu știu ce cărți și așa mai departe. Așa. Amândouă au fost genul de copii care au făcut cam ce a dorit mușchiul lor. Și-au făcut de cap, amândouă au avut tot felul de scandaluri în peisajul media și amândouă se cred femei fatale, că sunt, mamă, bucăți, ca ele nu mai există pe lumea asta. Ele, luate la bucată, cum ar veni așa, da, sunt niște femei slabe, fiecare s-a operat, s-a modificat, s-a tratat, s-a nu știu ce, au fost genul obișnuite mereu să meargă la coafor, la cosmeticiană, la asta, adică tot timpul țipluite. Vă zic eu că dacă ei în momentul ăsta de pe stradă, orice femeie mai urățică și mai așa, și o bagi într-un coafor și doar ai făcut unghiile, i-ai spălat părul, ai aranjat-o picioare, arată altfel, știi? Așa, sunt genul care întotdeauna au avut slugi la fund, după ele, că el, asta, Budeanca, se cacă pe ea, că vai, că bărbatul să nu pună mâna pe aspirator, să nu știu ce. Păi frate, dacă sunt doar doi oameni în casă și doar ei trebuie să se ocupe de casă, dacă în toată lumea are ca tine trei rânduri de servitori, unul să-ți care chiloții, unul să nu știu ce, când o să avem toți, da, nu e cazul de așa ceva, suntem și oameni normali care ne facem singuri curat în casă, ne spălăm singuri WC-ul, știi? Nu toți avem niște slugi acolo. Așa, și ele în final, din tot rahatul ăsta, n-au făcut decât scandal. Adică, da, fiecare și-a mai făcut o afacere, dar nu și-a făcut niște afaceri așa să zici, da, dom'le, uite, oameni care au făcut, care au studiat, care s-au agitat. Adică, Budeanu are căsuța asta de modă în care, oricum, dacă vă uitați, toate hainele ei sunt în replică după ce există pe piață, absolut tot. Iar la asta, cum se cheamă, Zăvoranca, tot a făcut diverse afaceri. Ba, imobiliare, acum are o clinică, nu știu, adică fiecare se joacă cu bani. Trebuie să facă ceva, știi? Trebuie să demonstreze și ele acasă că fac și ele ceva. Și cam asta e tot. Dar în rest, n-au niciun merit deosebit. Și, într-adevăr, ele sunt foarte bune de show. Dar, uite, altă chestie. Ele sunt amândouă foarte bune de show, dar ele vor să fie privite ca femei cultivate, ca femei care ne dau nouă, vai, noroc de voi. Noroc că o avem pe Dana Budeanu și pe Oana Zăvoranu, că altfel n-am ști ce să facem și nu știu cum. Da, e, în fine, au un... Sunt și lucruri pe care le spun bine, adică prin forma asta de umor, dar nu spun niște lucruri noi, adică ceea ce spun ele mai spun și alte fete care fac stand-up comedy, știi, sau băieți care fac stand-up comedy, adică nu e nimic, numai că ele, culmea, că nu spun din perspectiva de stand-up comedy sau de numai umor, ele spun și dintr-o perspectivă de asta de, vai, uite că de minunate și de șmechere suntem noi, de parcă au câte două găuri fiecare în loc de una. Mă scuzați, dar așa mi-a venit, ți-a trebuit să o spun. Deși, apropo, sunt femei care au două vaginuri, dar au doar o că au un singur orificiu, dar de acolo pornesc două vagini. Da, există, este o afecțiune. E o afecțiune, e considerată ca o ușoară malformație congenitală, dar există femei care au așa ceva, să căutați pe net. Că v-am dat temă de... Te vezi, despre asta nu v-a spus Dana Budeanu, vedeți? Așa...
Și asta fac ele, adică ele fac show, dar nu fac, ele fac show de pe poziție, băi. Noroc că sunt eu pe lumea asta, că dacă n-aș fi, uite, habar n-ați avea să vă epilați, bă, nu știu ce. Noroc că a venit la Budeanu sau Zăvoranca să ne spună chestiile astea. Sau la fel, Zăvoranca să ne spună că influencerii își cumpără bani. Își cumpără bani. Își cumpără followers. Bun. Asta a fost chat-ul nostru, am amestecat nu știu ce, sper că a fost așa funny, că ne-am amuzat sau că, în fine, v-am dat așa niște puncte de plecare. Aștept de obicei comentarii, sugestii și reclamații aici și mai jos, în comentarii.